Iată popor adunat în loc și frai de sine paradă santoșar. Este vremea întoarcerii fiecăruia dintre voi, spune cel preanalt. V-ați legat inimile de pământe, santoșar, agaber, danai. De aceea vă frământă toate lucrurile acestea care sunt acum, spune cel preanalt. Dar toate au fost îngăduite de mine, spune cel preanalt, o fergemen, ca să vă deslipesc de crai, de sinte, farugamenta, foreganai, de tot ce sunteți legați, spune cel preanalt, o fergemen. Este vremea cercetării fiecăruia dintre voi, spune cel preanalt, o graie de sante, carugadoș, manait, o furgeman. Dacă ați crede cu adevărat cuvântul meu, spune cel preanalt, de brude sinte farogamenta foregadai, nu v-ați spune atâtea întrebări de cantoșergemen, pentru că da, spune cel preanalt, o farogadașeman, în științări au fost ecrandoșer de mentarai, cu vrem în urmă pe radosente fergemen, pentru tot ce se întâmplă acum, spune cel preanalt, dar mulți grandosante far, n-au luat seama, spune cel preanalt, ce brude sire ca dașomantera. De aceea astăzi e cradă ser de men, nu mai sta în nepăsare suflete oricare-i fi tu, eride sir de natoșar de mentafar. Pentru că cel ce va lupta până la capăt de vrude santoșar va avea biruință și nu îl voi lăsa cu niciun chip, spune cel preanalt. Nu vă frământați în vremea aceasta de ce este în jurul vostru. Egride santoșer, genatoșer de mantofor. Nu este treaba voastră, spune cel preanalt, ce se întâmplă, se grande sar. Nu se va întâmpla mai mult decât ceea ce voi îngăduiți. Eu, spune cel preanalt de gardoșer, de ce nu vreți să înțelegeți lucrul acesta, spune cel preanalt, pentru că da, spune cel preanalt, toate au fost hotărâte, cu vreme în urmă se curdenat-o șante fargomen, vremurile acestea pentru fiecare dintre voi, spune cel preanalt. E gradă sato porega deșma naitora, am cercetat fiecare suflet în parte, se vă ordenată șame, te brude sir de manto și reu caradă santoșar, v-am înștiințat cu vreme în urmă că legile și poruncile praidă ser de men, care vor fi date de omenire, vor fi date împotriva voastră, spune cel preanalt. Dar n-ați ascultat, ecradoși verdemen, și acum când de vradai stoma, am îngăduit lucrurile acestea peste voi, de ce vă clătinați, spune cel preanalt, e gradă sentimenta furegamen, nimic nu va continua decât atât cât am hotărât eu, mai este vradă senta furegaman, nimic nu se va împlini decât eu hotărăs, spune cel preanalt, dar voi trebuie să vradă senta for, să înțelegeți cuvântul meu așa cum este scris, spune cel preanalt, pentru că vremea se apropie ca radă santofar, când să mă întorc he pradă sir de fargoman, ca să-mi iau răscumpărat acasă, spune cel preanalt, e grade sire paradă santo șer de nai, nu vă clătinați în vremea aceasta, spune cel preanalt, ci fi star și puternește vradă ser, iar cel slab să ceară putere, pentru că am să-i dau din plin, spune cel preanalt. Puneți-vă nădejdea și credința în mine, spune de fradatoșnai, domnul oștirilor gradă santofare, care va lupta în dreptul fiecăruia dintre voi și pentru voi, spune cel preanalt. Opriți-vă din gândurile voastre, spune cel preanalt, și bradă santoșeregamenta for, și nu-i mai judecați pe cei ce stau în fruntea țării, pentru că eu i-am îngăduit acolo cu un scop, spune cel preanalt fergemen, e grade santo farugadai, de aceea vă leagă doșmănai,
tu suflete, oricare ai fi tu, oprește-te din judecăți, spune cel preanalt, și întoarce-ți fața către mine, spune cel preanalt, pentru că vremurile, da, sunt scurte și vremurile vor fi mai tulburi, spune cel preanalt, dar cel ce se va încrede în mine pe deplin, spune cel preanalt, am să-i dau biruință până la capăt, pe gradă șantenai, chiar dacă vor veni încercările peste ființele voastre, spune cel preanalt, nu vă clătinați în vremea aceea ce bradă santofar, ci chemați-mă în ajutorul și sprijinul vostru și veți vedea că voi fi cu voi.